Bună ziua! Despre natura uimitoare a Antarctidei și despre lumea sa organică, sigur, ați auzit multe. Azi ne vom referi la aspectele ei specifice. Cum am putea interpreta argumentul? Gheața este începutul Antarcticei, precum îi este și sfârșitul. Tangibilă, cum este și imobilă, cum pare, gheața este înșelătoare. Ea se află într-o permanentă mișcare în căutarea stabilității. Cea mai mare parte a Antarctidei pare lipsită de plante și animale, fiind ocupată de deșertul antarctic. Unul dintre cele mai pronunțate contraste antarctice este faptul că aici se formează o zonă de deșert, deși continentul este bogat în apă. Cum considerați? De ce? Eu consider că această discordanță se explică prin faptul că aproape toată apa este sub formă de zăpadă și gheață. Apa în formă lichidă aproape lipsește. Atât conținutul de umezeală din aer, cât și cantitatea anuală de precipitații sunt aproape identice celor din Sahara. Singura diferență fiind că aici deșertul este de gheață. Însă viața există peste tot, fiind reprezentată de mușchi, licheni, ciuperci microscopice. Voi cum considerați? Chiar și la polul frigului în zăpadă au fost descoperite bacterii. Este important de reținut ca recorduri antarctice. Balena albastră este cea mai mare mamifer de pe glob. Balena are în corpul său 8 tone de sânge, inima sa cântărind 200-250 de kilograme. Pulsul inimii se aude doar pe gură când mănâncă, deoarece sub piele are un strat gros de grăsime de 10 cm. Lumea organică din Antarctida este legată de oceane. Sub apă se adăpostește un adevărat muzeu natural, în care se simt în largul lor aricii de mare, purpurii, stelele de mare violete. Fiecare organism se ocupă nișa sa naturală, în jungla oceanică. Apele Antarctidei sunt bogate în diferite plante, care servesc drept hrană pentru balene, foci, leoparzi de mare, pești și păsări. Animalele s-au adaptat la mediul de viață acvatic, drept dovadă fiind membrele înotătoare, forma alungită a corpului, depunerile considerabile de grăsimi. Antarctida, îndeosebi teritoriul Adelie, este împărăția pinguinilor, păsări care nu zboară, dar sunt înotătoare iscusite, se hrănesc cu pești, moluște mici, crustacee. În munți viețuiesc albatroși, iar pe țărmuri, în timpul verii, se întâlnesc cormorani și pescăruși. Știați că pinguinii sunt cei mai vechi locuitori Antarctidei. Ei populează acest teritoriu cu 15 milioane de ani înainte de apariția omului pe pământ. Provocare. Cred că toți cunosc de dansul pinguinilor. Dansul este însoțit de o melodie instrumentală caracteristică. Pașii foarte accesibil, imitând mersul pinguinilor, adaptat la condițiile aspre, nu se mișcă foarte energic, pentru a nu risipi energia. Repetă figurile din filmuleț.
Studierea Antarctidei are o importanță deosebită pentru omenire. Procesele care se produc în Antarctida influențează asupra Terei. Nivelul oceanului planetar depinde de viteza de acumulare a gheții pe continent sau de topirea învelișului de gheață. Învelișul de gheață, apărut acum 20 de milioane de ani, conține informații bogate despre istoria, natura Pământului și despre influența Universului asupra planetei noastre. Un continent pentru toți. Deși până nu de mult Antarctida era o destinație doar pentru oameni de știință și pentru exploratori, în anii 90, barierele acestui convenții au căzut și continentul este acum accesibil tuturor călătorilor care își pot permite să plătească pentru o croazieră desfășurată în condiții de extremă siguranță, un preț până la 4.000 de dolari. Turiștii vin aici din variate motive, fie pentru a fotografia peisaje inedite, fie pentru a se regăsi pe ei însăși, fie pentru a-și oferi iluzia temerității. Expuneți-vă părerea. Care poate fi impactul acestor activități asupra naturii Antarctidei? Lecția s-a finalizat. O zi bună în continuare!